de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața, sâmbătă dimineața, 12 septembrie, cu două zile înainte de începutul anului școlar. Noi aici la cafeaua de dimineață revenim pe, hai să spunem, pe ultima sută de metri, ultimele sute de metri, cu noutăți și proiecte ale partidelor politice din Neamț vis-a-vis de campania electorală și votul din 27 septembrie. Astăzi avem invitați, cum am anunțat cu puțin timp înainte, pe doamna Emilia Arcan, doamna senator Emilia Arcan, candidatul Pro-România pentru președinția Consiliului Județean. Bună dimineața! Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor! Mă bucur că sunteți în această dimineață alături de noi, nu singură, ci împreună cu domnul Cătălin Chiței. Eu fac și oficiile de cameraman în această dimineață, împreună cu domnul Cătălin Chiței, candidat pentru Consiliul Județean Neamț și unul dintre cei care se ocupă și de campania partidului. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Doamnă, domnule, astăzi aș vrea să vorbim despre proiectul pe care Pro-România îl propune nemțenilor, nu înainte de a sublinia un lucru care trebuie subliniat de fiecare dată. Pro-România propune o doamnă, o femeie pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, în ceea ce mulți consideră a fi o luptă inegală, nu ilegală. Sperăm că nu inegală, nu ilegală, cu reprezentanții celor două mari partide din Neamț, adică vorbim aici despre cei de la PSD și cei de la PNL. Aș invita-o pe doamna Arcan să comenteze un pic această situație. Vă bateți? Vreți să-i încurcați? Vreți să-i sprijiniți pe vreo unul? Care este calea femeii Emilia Arcan în această bătălie? Nu știu dacă așa trebuie să vă punem problema, că m-aș bate cu dânsii. Este o competiție cu o paletă destul de largă pentru această campanie electorală pentru data de 27 septembrie. Este adevărat că sunt în minoritate, pentru că în ultima perioadă se vede cu ochiul liber că femeile încearcă să intre în competiție și să lupte cu partea opusă a bărbaților. Este adevărat că e foarte greu să lupți într-o lume exclusivă a bărbaților în acest sens, dar nu este imposibil. Eu candidez pentru mine și nu mă lupt cu nimeni, nu candidez împotriva nimănui. Mi se pare normal, un lucru firesc, pentru că femeia este egală în dreptul cu bărbatul și nu cred că trebuie să existe discriminare în acest sens. Să vedem dacă este și egală în voturi cu bărbatul, cu bărbații, dar oricum este un curaj și este de apreciat acest lucru, după cum este de apreciat și faptul că Pro-România a propus foarte multe doamne pentru această postură de președinți de Consiliul Județean și de primar. Partidul Pro-România este un partid la început de drum, este un partid mic, cu perspective foarte mari. Suntem la început de drum, dar nouă ne place să spunem că dacă vom construi și vom pune cărămidă peste cărămidă, cu siguranță rezultatele pe viitor vor fi cele așteptate. Nu ne dorim neapărat în acest an să avem un scor egal cu ceilalți competitori, dar ne dorim să fie o construcție corectă, o campanie bazată pe proiecte, o campanie care să nu ducă în derizoriu, pentru că acest lucru nu ne face bine și telespectatorii și electoratul nostru este obosit și chiar nu ne mai poate suporta pe noi politicienii. Pentru că de-a lungul timpului s-a dovedit că politica a intrat în disgrație și acest lucru nu ne-a făcut bine nimănui dintre noi. Da, cred că e bine să ne... Deci am apăsat eu pe un buton. Cred că de acum înainte, în emisiunea aceasta, trebuie să vorbim despre
program și proiectul Pro România pentru Județul Neamț, aș invita pe domnul Chiței să schițeze cadrul și după aceea să intrăm în dezbaterea proiectelor. Mulțumesc, eu aș vrea să fac o paranteză, să fac un comentariu în plus. Până la urmă, trebuie să înțelegem că proiectul Pro România e un proiect de centru cu valențe de stânga. E evident că ne dorim o implicare activă a doamnelor în ceea ce înseamnă politica în România și dacă stau să mă uit și citeam chiar săptămâna trecută o analiză făcută de cei de la Reuters, țările conduse de doamne, da, au trecut mult mai ușor peste ceea ce a însemnat pandemia de coronavirus. Au gestionat mult mai bine pandemia de coronavirus. Nu mă întrebați de ce, dar era o concluzie a jurnaliștilor de la Reuters. Acum, în ceea ce privește proiectul Pro România pentru Județul Neamț, după cum știți, este foarte complicat sau foarte greu să-ți alegi 3, 4, 5, 10 puncte, dacă vreți, pe care să le promovezi dintr-o activitate vastă sau, mă rog, din multe sectoare cu care se intersectează politica sau politicile publice derulate de Consiliul Județean. Noi ne-am dorit să acoperim cât mai multe sau cât mai multe dintre domeniile cumva, dacă nu neglijate, cel puțin nu destul de promovate de Consiliu și de aparatul din Consiliu în ultimii, dacă nu 4, măcar 8 ani. Și vorbim aici despre sănătate, vorbim aici despre Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Știți, un subiect drag mie, un subiect în care eu m-am implicat de-a lungul timpului, un subiect pentru care m-am certat, un subiect pentru care am și părăsit un loc de muncă și un subiect de mare interes pentru oameni. Vorbim despre învățământ, vorbim despre domeniul social, vorbim despre infrastructură, dar aici mă refer mai ales la infrastructura turistică, pentru că e destul de complicat să faci politici sociale în condițiile în care nu ai resursele necesare. Și aici, iarăși, e un exemplu pe care eu îl dau de fiecare dată și am să spun că un județ, o țară, dacă vreți, o localitate, funcționează ca o familie, da? Unde ai copiii care au nevoie de sprijin, ai bătrânii care au nevoie de sprijin și până la urmă ai partea activă a familiei, adică cei care sunt în putere și muncesc. Cu cât veniturile lor sunt mai mari, cu cât posibilitățile lor de a face, de a avea câștig sunt mai mari, cu atât și categoriile aflate la început de drum, cât și seniorii, au viață mai bună, da? Și au parte de calitate. Cam așa e și cu un județ, cu o țară. E nevoie să, ca o anumită parte a publicul activ, să câștige, ca publicurile sau ca oamenii, ca categoriile de sociale care au nevoie de implicare, care au nevoie de servicii, să aibă parte de calitate în ele. Vorbim despre digitalizare, da, e important, e un pas important pe care trebuie să-l facem în administrație și nu e important, e obligatoriu dacă e să mă întrebați pe mine. Vom avea fonduri la dispoziție, vom avea bani la dispoziție și e nevoie până la urmă să, ca România, dacă își dorește să fie o țară modernă și trebuie să fie o țară modernă, să ajungă din urmă sau măcar să ajungă la jumătate din ceea ce înseamnă digitalizarea în alte administrații, măcar din Europa, dacă nu mai vorbim de lume, că Asia deja e o lume separată. Bun, haideți să precizăm că digitalizarea nu înseamnă exerciții cu degetele pe calculatoarele de la Consiliul Județean sau jocuri pe calculator, ca să fie foarte clar că digitalizarea înseamnă cu totul și cu totul altceva. Da. Nu, pentru că am auzit, ce atâta digitalizare ne trebuie nouă, ce mare lucru. E un foarte mare lucru, pentru că am ajuns acum cu toții, inclusiv seniorii, da? Și suntem de acord cu toții, să folosească un smartphone, deci să beneficieze de ceea ce înseamnă, modul de interacțiune printr-un device, da? printr-o aplicație. Să facilităm comunicarea, dacă nu cu între noi, măcar cu copiii plecați în străinătate, prin ceea ce înseamnă un device. Da? Asta trebuie să înțelegem, că și în administrație digitalizarea vor însemna accesul mai facil la servicii, va însemna o transparență, dacă nu totală, măcar aproape totală, și va însemna o mai ușoară implicare în ceea ce înseamnă factorul decizional. E o prăpastie și, domnul Volescu, dumneavoastră știți foarte bine, e o prăpastie foarte mare între public,
între public și decidenți. Niciodată, cel puțin nu în neamț, că în alte locuri din România am văzut că se fac tot felul de dezbateri și e foarte bine că se fac. Dar niciodată în neamț nu am văzut o dezbatere serioasă și niciodată nu am văzut publicul implicat în ceea ce înseamnă o decizie care până la urmă ne influențează viețile tuturor și pe termen lung, chiar nu doar pe termen scurt, între decident și public. Ne trezim cu tot felul de proiecte, câteodată fantasmagorice, câteodată nerealizabile, câteodată poate nu în interesul public, votate, tranșate, finanțate și ne trezim cu ele puse pe masă, puse pe tapet. Noi, publicul, nici măcar nu am știut că se gândește cineva la el, dar aminte că deja se și implementează. Și când întreb ce cum, dar a fost pe site în dezbatere publică. Da, la pagina 5, în spatele a 5 link-uri și în 2 PDF-uri. Iertați-mă, asta aici nu înseamnă digitalizare. Aici este problema. Bun, care este subiectul pe care ați dori să începe? Vă rog, doamna. Dacă discutăm despre digitalizare și despre transparentizare, sigur că trebuie să cunoască foarte bine opinia publică ceea ce se întâmplă cu banul public, ceea ce se întâmplă cu proiectele pe care le derulează o instituție din județul Neamț. Și nu vorbim doar de instituția Consiliului Județean. Este adevărat că primordial este banul public și ceea ce se întâmplă la nivel de județ. Însă dacă ne întoarcem puțin și ne gândim ce se va întâmpla mâine, luni, de fapt, începerea noului an școlar, și aici discutăm tot despre digitalizare, pentru că micuții noștri vor începe anul nou școlar și ne gândim cu groază ce se va întâmpla în următoarea perioadă, pentru că sunt unități de învățământ unde nu există acest smartphone sau nu există acea tabletă pentru care trebuie să opteze copiii sau cadrele didactice. Discutam în emisiunile anterioare că avem, nu numai copiii suferă din acest punct de vedere, ci și cadrele didactice, pentru că nu trebuie să ne rezumăm la acea pătură socială din jurul orașelor sau municipiilor. Ne gândim la cei care sunt din comune îndepărtate, unde nu au acces la internet, unde nu au acces la o tabletă, unde nu pot să ia legătura cu școala, pentru că, așa după cum spune guvernul actual, trebuie să respectăm niște pași pe care urmează să-i facem în funcție de semaforul ăsta lor pe care l-au dat cu roșu, verde și nu știu mai care culoare, ceea ce nu cred că este normal ceea ce se întâmplă. Eu cred că trebuie să se aplece mai mult asupra acestor probleme, pentru că ei acum într-adevăr sunt preocupați cu campanie electorală, cu fel de fel de activități colaterale, nici de cum de începerea noului an școlar și de actul de învățământ. Aici sunt problemele cele mai grave și cred că dacă va exista o comunicare pe viitor în ceea ce înseamnă sistemul de învățământ, investițiile din județul Neamț pe zona de școli, cu toaletele care ne lipsesc. Noi toți spunem acum cine este de vină, de ce nu sunt, de ce. Dar ce s-a făcut? Ce s-a făcut este grav, pentru că nu a fost preocupare și nu a fost implicare din partea autorităților locale. Digitalizarea, într-adevăr, va fi o formă de aplicare a procesului în administrația publică, pentru că va exista o transparentizare și vedem cu toții cât de mult fug autoritățile locale de acest aspect, pentru că nu o să le convină să fie transparenți și să facă în așa fel încât ca toți cetățenii din județul Neamț să cunoască cum se face administrație publică, de ce se beneficiază de salarii foarte, foarte bune, de ce, modul cum se lucrează pentru a se obține acele salarii, eficiența până la urmă a fiecărui lucrător din administrația publică. Și foarte important, transparență la toate acțiunile pe care le face transparență, cum se face administrație și cum se cheltuie banul public. Pentru că fiecare dintre noi este plătitor de taxe și impozite și dacă nu există transparență în acest sens, asta duce la o neîncredere, duce la o
a nu fi credibil în fața cetățeanului. Eu nu-mi doresc decât să existe un echivalent. Când intri în clădirea Consiliului Județean, undeva în partea stângă cum intri, este o cameră, un telefon pe un trepied și când intri acolo, ești văzut probabil de niște domni, în funcție de asta vorba dumneavoastră... Cine intră, cine iese? Vorba dumneavoastră, există un semafor și acolo probabil, verde, roșu, mă rog, galben. Ei, aș vrea și eu să văd transmise pe niște ecrane când intră președintele, când intră vicepreședinții, când intră secretarul județului, când vin funcționarii, când pleacă funcționarii. Ca o paranteză, să știți că noi aveam în idee, Cătălin chiar a propus acest lucru și zic, haideți să lăsăm, pentru... Trebuie un echivalent, nu? Dacă eu când merg acolo, sau orice cetățean când merge acolo, este scanat, văzut, de ce să nu-l văd și eu pe cel pe care l-am ales cele 8 ore pe care de muncă. Îl plătesc în felul meu prin taxe și impozite, de ce să nu-l văd și eu când se duce la serviciu? Da, e un soi de big brother administrativ. Dar nu numai când se duce, exact. Dar de ce să-l vedem numai când se duce? De când a pășit pe scările instituției? Ei, nu, că mai și să vedem omul, și, ca și omul pe cele 8 ore cum își desfășoară activitatea. Da. Este un aspect pe care cu toții ne dorim să fie la standarde înalte, însă foarte mult contează de conducătorul unității. Cum erau acele emisiuni prin America cu un om care stătea în emisie câte o săptămână, în continuu, dormea, mânca, el era în emisie, vă dați seama ce ar însemna o emisie de 8 zile cu Ionel Arsene sau cu Iona Saftei sau cu Laurențiu Dulamă. Dar noi nu vreau, chiar nu vreau să discutăm în această emisiune despre numele competitorilor noștri. Sau cu oricine altcineva, cu, mă rog, un singur cu dumneavoastră. Dacă voi ajunge acolo, vă asigur și o să asigur și asigur pe această cale pe toți telespectatorii și electoratul nostru că vom face tot ce o să ne stea în putință astfel încât să existe transparentizare la nivel de instituția Consiliului Județean. O instituție de prestigiu, o instituție care merită să fie transparentă pentru că, așa după cum v-am mai spus, cu toții, toți cei care lucrează în instituțiile publice sunt plătiți din taxe și impozite la bugetul consolidat al statului și e normal să existe această transparență. Da, vrei să Da, vreau un singur comentariu. La comentariul de noastră mă gândesc cât de bine s-ar dormi la o emisiune de asta cu Dragoș Chitic. Și închid acum, paranteza și am să merg și o să vedeți că discuția legată de digitalizare și transparentizare obligatoriu ne va duce la discuția, la un soi de măr cald, așa fierbinte, pe care toată lumea îl aruncă de ani de zile, îl pasează de fapt, discuția legată de reorganizarea administrativ-teritorială. E un măr fierbinte, e un punct important, fiecare dintre partidele care s-au perindat la conducere au povestit la un dat, au amintit, deci cu toți suntem conștienți că va trebui să ne reorganizăm administrativ la un moment dat, doar că nimeni nu are curajul la momentul ăsta să vină cu o propunere. Pro-România este singurul partid care și-a asumat în punctele pe ceea ce înseamnă guvernarea națională și discuția, și nu numai discuția, dar e și un proiect concret chiar pus pe masă. Nu spunem că e cel mai bun, e de discutat, dar e bine că această discuție să o avem, e bine ca toți... Să explicăm ce înseamnă lucrul ăsta, pentru că multă lume poate nu-și dă seama. Vezi că ai o structură administrativă la nivelul unui județ, dar dacă stai să întrebi pe cineva câte din acele structuri administrative, primării, comune, OAT-uri, cum se pot întreține singure, ai o mare surpriză. Vă spun eu, 15% din ele își pot plăti salariile din veniturile proprii, nu vorbim despre investiții, iar la nivel de țară stăm undeva la 20%, din cele 3300 și ceva de OAT-uri. Cam ca într-o familie, nu? N-ai bani să plătești nici măcar salariile și atunci ce faci? Avem primării asistate social. Nu numai asistat social, avem primării asistate social care la rândul lor asistă social pe cei care sunt acolo. Da, nu putem. E clar că în contextul acest model de organizare administrativ-teritorială și de dezvoltare și-a cam consumat resursele. E clar, vedem la momentul ăsta că el nu mai dă rezultate, vedem că s-au creat deja niște falii foarte mari între OAT-uri pe
modul acesta de a gândi și asta a fost în funcție de poziționare, în funcție de cât de bun a fost primarul, în funcție de la ce resurse a avut acces. Și e clar că trebuie să ne gândim foarte serios, să discutăm foarte serios și sper că următorul parlament să ia în calcul acest lucru, reorganizarea administrativ-teritorială și reorganizarea pe ceea ce înseamnă distribuția resurselor, pentru că e clar că avem o problemă și cu sistemul centralizat. Dar acum revenind la subiecte și de... numai da. O paranteză, dacă îmi permiți, Cătălin, cu privire la bugetele pe care le au unitățile administrativ-teritoriale, respectiv primăriile. Cred că o atenție deosebită trebuie să fie asupra colectărilor, pentru că sunt primării care au foarte, foarte multe amenzi date, foarte multe taxe și impozite de încasat și acest lucru este foarte grav pentru că se tolerează, fie că suntem în an electoral, fie că foarte multe persoane sunt plecate, dar impozitele și taxele curg și nu sunt plătite, fie că aceste amenzi toate sunt dirijate către autoritățile locale și de aceea, la sfârșitul anului, rezultă un sold foarte mare de încasat și se consideră că acei bani există la bugetul local. Se consideră venituri și sigur că repartizarea pentru anul viitor va fi una foarte mică. Mai mult decât atât, primăriile și-au făcut și-au calculat o grilă de salarii, salarii maxime, practic, care nu s-au gândit, la care nu s-au gândit niciodată că dând acele salarii maxime nu mai au cu ce să-și mai plătească celelalte obligații. Însă dacă ești un bun manager, un bun primar care să te gândești și la cel de alături, sigur că îți trebuie să adopți o altă tactică și o altă tehnică de lucru în ceea ce înseamnă cheltuielile și veniturile primăriei. Bun, haideți să atingem câteva din subiectele mari care țin în mod direct de ceea ce înseamnă Consiliul Județean, să vedem ce ne propuneți dumneavoastră. De exemplu, eu cred că nu se poate să nu discutăm astăzi de cel puțin două subiecte. Unu, spitalul și asistența sanitară și doi, serviciile oferite de societățile Consiliului Județean. Și mă refer aici în ordine de apa serv, troleibuzul și drupul. Pentru că drupul așa parcă a dispărut din toate discuțiile astea, parcă nu mai e la Consiliul Județean. Poate nu mai e, nu știu. Deci, vă rog, care doriți să, cu ce subiect doriți să începem? Mie? Te rog. Am să las pe doamna senator să vorbească despre spital. Eu am să vorbesc un pic despre societăți în prima fază. Sau e bine așa? Da, sau invers, cum preferați? Important e să... Dar asta dovedește că n-am pregătit, cum să spun, că nu e emisiunea pregătită în totalitate... Și atunci ne adaptăm pe parcurs. Despre societățile Consiliului Județean, în mare așa mare, multe lucruri la acest moment nu pot fi spuse. Sunt niște societăți care știm foarte bine au fost căpușate de-a lungul timpului, în care s-au pompat bani publici, aș spune eu, la una dintre ele, la troleibuzul, cu nemiluita. Adică am găsit la un moment dat chiar... se ajungea undeva la vreo 2 milioane de euro pe an plecau dinspre Consiliul Județean spre troleibuzul. Lumea trebuie să știe lucrul acesta. Până la apariția Ordonanței 51... Dar trebuie spus și pentru ce? Pentru compensații. Compensații însemnând diferența dintre cheltuielile, așa zisele cheltuielile ale societății pentru prestarea serviciului de transport public local, da? Și veniturile încasate din vânzarea de bilete. E o... simplă o scădere, rezulta o sumă și banii, acești bani veneau din scădere. Se făcea o listă? Gratuitățile. Se făcea o listă lungă? Da, o listă lungă. Acum nu o să spun, mă rog, nu am să intru în tehnic și am să spun cum se întocmea acest audit. Pe mine mă interesează doar atâta lucru, că o lungă perioadă de timp nu exista nici măcar o factură pe baza căreia să dădeau acești bani din Consiliul Județean. Da, banii se dădeau până urma unui audit. Era o lege, mă rog, bună, din punctul meu de vedere o lege nu grozavă, dar exista un act normativ, se întocmea un audit, auditul spunea cam care este diferența, măsura și dintr-o parte și în alta, se făcea o listă a traseelor,
se calculau veniturile, cheltuielile, se trăgea linie, rezulta o sumă și suma se vira fără a fi întrebat neapărat ce se întâmplă cu acești bani. Între timp lucrurile s-au schimbat și știți foarte bine discuțiile de anul trecut și tot scandalul dintre primăria Piatra Neamț și nu numai primăria Piatra Neamț, cât și celelalte OAT-uri din Adium Trans. Consiliul Județean nu mai poate subvenționa această activitate și troleibuzul gâfâie într-un mod evident, dar să știți că nu e numai vina troleibuzului, discuția e foarte amplă. Ce e cert este că, dacă e să mă întrebați pe mine, troleibuzul la acest moment și având în vedere perspectiva pe care are legat de proiectele, cele două proiecte europene cu autobuze electrice, care, atenție, vor deservi doar Piatra Neamțu. Spus-o de atâtea ori. Doar Piatra Neamțu. În acest moment, interesul strict în ceea ce privește activitatea troleibuzului este strict al primăriei Piatra Neamț. Deci, după alegere ar fi necesară o discuție între Consiliul Județean și condus de Emil Arcan și primăria Piatra Neamț, condusă de Liviu Harbuz, asupra viitorului societății, unde văd eu o propunere ar fi ca acționar majoritar să devină primăria Piatra Neamț și să gestioneze, așa cum știe mai bine, transportul public local în Piatra Neamț. E o idee. Nu spun că e cea mai bună, dar e o discuție care trebuie avută. În ceea ce privește activitatea APASERB, știm cu toții, acolo e o situație care nu se poate rezolva într-o săptămână, două. Acolo e o situație generalizată, ani de zile de indolență, ani de zile de ignorare a problemelor reale ale societății, ani de zile de interese doar în ceea ce privește proiectele europene derulate, au dus la pierderi calculate de Curtea de Conturi, 65% în rețelele societății. De fapt, problema de facto a societății în acest moment, problemele financiare ale societății, vin din aceste pierderi. Da? Societatea este obligată, conform legii, să factureze toată apa pe care o pompează în sistem, iar la ieșire, pe facturile încasate de la, sau pe facturile măsurate pe apometrele consumatorilor, e iarăși o scădere. E o diferență de 65%. 65% din apa pompată, uzinată de companie, se duce înapoi în pământ. E clar că avem o problemă legată de rețele, mai ales în cele două centre de profit ale companiei, Piatra Neamțu și Romanu. Da? Trebuie să ne înțelegem până la urmă, sistemul de apă, nu știu dacă e un lucru care s-a înțeles, repet, sistemul de apă, de împărțirea costurilor pe ceea ce înseamnă prețul apei, e un sistem paușal la nivel de județ. Ai un cost în ceea ce privește aducerea apei, să spunem, la Dragomirești, că știu, s-a dat exemplu cu Dragomireștiu, și un cost la Piatra Neamț, unde ai condensat, ai oamenii foarte mult, ai densitate pe mai mulți consumatori pe metru pătrat. Ei, dacă în Piatra Neamț și Roman există pierderi mari și vedem în fiecare zi că sunt probleme, atunci este clar că nici compania nu are cum să-și îndeplinească partea de venituri. Acum, dacă e să mă întrebați de ce nu s-au făcut investiții doar pe extindere de rețele și de ce nu s-au investit bani și în schimbarea țevilor, eu am mai spus-o și am scris-o și pe Facebook la un dat și o spun și public. Pentru că schimbarea țevilor de apă, domnul Bălănescu, nu aduce voturi. Și atunci, decizia politică întotdeauna a fost de nu facem nimic, mergem, trecem peste. Ori asta este o optică care trebuie schimbată. E clar că va fi un deranj, atât în Piatra Neamț și în Roma, să te apuci să schimbi rețele, înseamnă săpături, înseamnă trafic îngreunat, înseamnă o serie de probleme. Dar dacă nu vom rezolva această problemă, indiferent că Roma nu va trece la apa vital, indiferent că, nu știu... Apa vital va prelua apa serv altceva. Sau altceva, țevile rămân aceleași. Da, într-adevăr, există o problemă pe companie și în ceea ce înseamnă organizarea ei. Vorbim aici de mulți sari aliați, vorbim de salarii foarte mari, vorbim de lucruri foarte interesante pe care o să le găsim în contracte acolo. De exemplu, orice creștere a prețului apei automat aduce un bonus la salariu pentru toată... Așa e negociat contractul colectiv de muncă și de mulți ani. Asta era cum era pe vremea când salariul celor din... Mă rog, indemnizația celor din Consiliul de Administrație și AGA la un moment dat, da, depindea de salariul managerului. Iar ei erau cei care aprobau salariul managerului. Și dacă ne gândim cine face parte și din AGA și din Consiliile de Administrație și din tot ceea ce înseamnă conducerea acestor unități, constatăm că acolo sunt oameni care nu au nicio treabă cu partea economică, cu partea
de management și numai mult de partea tehnică, că acolo trebuie oameni care sunt specializați pe domeniu. Și aici lasă de dorit. Și aici este o problemă extrem de grea și de aici vin toate problemele care recurg asupra nefuncționării în condiții normale a unei unități. Mai ales este o zonă unde toată lumea se îngrămădește să ocupe locuri, funcții și așa mai departe. Dar dacă ne gândim la management, lasă de dorit. Și de aceea ne aflăm aici. Și unde se revarsă toate aceste probleme și nemulțumiri? Pe umerii cetățenilor din Piatra Neamț. Și cum spunea Cătălin, că nu se dorește a se face acest lucru pentru că nu vor să piardă din electorat. Da. Și gândiți-vă că ne aflăm în cazul unui monopol. Adică nu poți mâine, eu ca și consumator, nu pot mâine să spun nu mai vreau la apa SER. Mă duc la compania X sau la compania Y, de unde o să primesc servicii mai ieftine, poate mai bune, sau poate o să-mi curgă apa la robinet, că până la urmă asta îmi doresc toată ziua, fără întreruperi. Este inadmisibil să fii conducător de o instituție și să te afli într-o situație în care trebuie să dai explicații opiniei publice, oamenilor, cetățenilor care sunt plătitori, atât de apă, canal și așa mai departe, și să vii să le propui pentru perioada următoare că vom face și vom drege. Dar de ce n-ai făcut pe parcursul anilor care au trecut? Aici este întrebarea și trebuie să răspundă, cred că, telespectatorii. Da? Prin votul pe care îl vor da, trebuie să-i taxeze în așa fel încât ei nu au voie să vină și să motiveze vari motive. Nu. Acesta este motivul. Campania electorală, a fost campanie electorală și anul trecut la prezidențiale și la europarlamentare. Campania electorală anul acesta, urmează campanie electorală pentru următoare perioadă la parlamentare și nu există niciun interes să se aplece asupra acestor probleme extrem, extrem de grea. Probleme grele pentru comunitate. Da. Despre drumul, din păcate, acest lucru. Asta despre este realitatea. Nu știu dacă avem prea multe ce să vorbim. De ce? Că este o unitate din subordinea Consiliului Județean și aici se rulează destul de mulți bani din bugetul statului. Despre Drupo, ce să zic, o societate pe care știți foarte bine și dumneavoastră, salvată din insolvență după cum a fost salvată. E o societate care supraviețuiește având în vedere că avem destule lucrări pe ceea ce înseamnă zona de infrastructură. Dar e o societate care nu se dezvoltă, e o societate care nu investește în propria ei dotare și e o societate care cumva mi se pare așa că trăiește adiacent. Eu de mai multe ori m-am gândit și în discuții am abordat subiectul desființării ei, dar până la urmă să știți că e bine că ea să existe, că e o societate la îndemâna Consiliului care poate interveni atât în cazuri de urgență, de calamități și știm că avem destule probleme. Dar totodată ea nici nu poate să depindă în totalitate doar de Consiliul Județean. Iar recomandarea mea a fost întotdeauna ca Drupo să devină un jucător activ pe ceea ce înseamnă piața licitațiilor, piața achizițiilor publice. Da? Până la urmă ea este o societate, nu este un serviciu public. Este o societate comercială care trebuie să se comporte ca atare. Dacă ea se va comporta ca atare, atunci se va putea dezvolta și va putea supraviețui. Dacă nu, vom discuta despre insolvența lui Drupo, probabil într-un an, doi, iarăși vom ajunge în același punct. Da, haideți să trecem un pic spre zona aceasta a sănătății, a spitalului județean, pentru că sunt 1000 de probleme și trăim într-o perioadă în care orice discuție pe sănătate ar trebui să ne ducă să facem un pas înainte spre binele oamenilor. Din păcate, Spitalul Județean de Urgență este spital COVID, declarat de Guvernul României. Ne pare rău că orientarea a fost spre Spitalul Județean de Urgență, pentru că județul Neamț are mai multe unități sanitare, unde ar fi putut să fie cu destinație spital COVID. Dar și în acest sens nimeni nu s-a gândit că este imperios necesar ca Spitalul Județean de Urgență să fie lăsat să deservească pe toți pacienții din județul Neamț și nu numai, în condițiile în care avem
destule solicitări și spitalul județean de urgență era în foarte multe cazuri la capacitate maximă cu fel de boli și fel de fel de afecțiuni în ceea ce înseamnă sănătatea oamenilor. Este greu. Am întâlnit foarte multe persoane în această perioadă de campanie, oameni care plângeau pe Valea Muntelui când ne-au văzut și spunându-ne și rugându-ne să găsim soluții în acest sens, pentru că Spitalul Județean de Urgență Neamț nu deservește populația din județ. Doar persoanele care sunt confirmate COVID și ceilalți trebuie să își ia altă direcție. Ca să vii de pe Valea Muntelui, să parcurgi sute de kilometri în condițiile în care infrastructura nu ne permite la ora actuală să fie un transport în condiții normale, să înconjuri de la pe Valea Muntelui, să vii pe la Târgu Neamț, apoi la Piatra Neamț și apoi să te gândești dacă te primește sau nu, pentru că lumea nu este suficient de informată în acest sens, că Spitalul Județean de Urgență nu deservește pacienții cu alte afecțiuni și de aici să fie transferați la Roman. Sunt foarte multe cazuri când oamenii și-au pierdut viața în acest sens. Mergând mai departe pe ceea ce înseamnă dotările de la Spitalul Județean de Urgență. În proiectul nostru și în programul nostru de guvernare a județului avem în vedere să punem în aplicare modernizarea, dotarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență. Spunem cu toții că vom face un nou spital etajat de 15 etaje cu... Dar aceste lucruri se vor realiza în timp și să dea Dumnezeu să se realizeze acest proiect despre care tot se face vorbire și toți oamenii politici vorbesc despre acest lucru. Dar până atunci se pune întrebarea, ce facem? De ce nu s-a făcut până acum modernizarea și extinderea Spitalului Județean? De ani de zile se vorbește despre Spitalul Vechi. Spitalul Vechi, după cum se știe și cunoaștem cu toții și dumneavoastră în emisiunile dumneavoastră și în presa pe care o menegeriați, discutați despre faptul că trebuie urgent să se ia măsuri cu spitalul vechi. Spitalul vechi are bulină roșie, adică la un cutremur de 5-6 grade pe scara Richter este posibil să se dărâme. Ce facem în acest sens? Ce fac autoritățile locale? Ce fac cei care răspund direct și sunt direct responsabili de Spitalul Județean de Urgență? Deci, urmare a acestor situații, urmare a faptului că spitalul este transformat în spital COVID și spitalul vechi este la capacitate maximă ocupat, eu zic că acest spital trebuie demolat în secunda următoare și trebuie realizat acolo extindere la Spitalul Județean de Urgență. Urmate dotări și așa mai departe. Păcat că avem oameni bine pregătiți în domeniul sănătății, păcat că medicii care sunt repartizați la noi, la Spitalul Județean de Urgență, preferă să meargă în altă parte și să nu vină să-și desfășoare activitatea în Spitalul Județean de Urgență. Păcat că sunt absolvenți de medicină care sunt repartizați spre Spitalul Județean de Urgență își găsesc o altă orientare. Iată care sunt motivele pentru care nu aleg să rămână în județul Neamț. Ați atins o problemă și aici o să-l provoc un pic pe domnul Chiței. Problemă foarte importantă. De ce nu s-a dezvoltat spitalul? Pentru că, noi am spus-o de sute de ori, cred că, au existat proiecte care erau... să spun eu, aproape finanțate, nu? Deci, chiar și finanțate, să nu uităm de Nefromed, adică... Nefromedul, care este de prin 2012, proiecte, dacă finanțate și care proiecte au fost lăsate în așteptare, nu știu. Nu au prezentat interes pentru cei care nu au manageriat. Și eu nu pot să înțeleg, de exemplu, acel proiect pentru extinderea UPU, un lucru absolut necesar. Mai erau și altele. Vă rog, domnul Cătălin, că știu sigur că le știți. Le știu pe toate, că credeți-mă că le visez. E un ansamblu de lucruri gândite de-a lungul timpului. Știți, noi avem parte de un spital pavilionar la Piatra Neamț și atunci avem
Avem un ansamblu de proiecte, de la supraînălțări de clădiri până la construcții de clădiri noi, extinderi de clădiri existente, modernizarea unor altor clădiri. Un amalgam aproape, dacă e să mă întrebați pe mine, aproape imposibil de gestionat și de finalizat. Ce se întâmplă, domnul Bolănescu? Fiecare dintre schimbările sau fiecare dintre urânduirile sau fiecare dintre modificările la nivelul structurii politice al Consiliului Județean au adus și o serie de idei noi, iar și-au adăugat straturi și peste straturi în ceea ce privește managementul și politica de dezvoltare a spitalului. Și de aici, da, pur și simplu n-am să invoc sau n-am să vorbesc despre grea moștenire, dar exact ce se întâmplă și s-a întâmplat de-a lungul timpului în ce privește politica de autostrăzi de României. Fiecare conducere care a venit i-a venit rândul să conducă, am să spun, fiecare a modificat sau a completat strategia din urmă. E nevoie de consens politic în ceea ce privește Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, e nevoie de implicarea tuturor factorilor politici, chiar și a primăriei Piatra Neamț, care, să nu uităm, nu are un spital în gestiune, în subordine, în administrare, să stabilim foarte clar, împreună cu, bineînțeles, cu medicii și cu oamenii deosebiți pe care noi avem la spital, să stabilim foarte clar ce ne dorim de la acest spital pentru următorii 5-10 ani, să lămurim care sunt proiectele în care vom investi, da? Și să ne punem la treabă, că bani au fost pompați acolo, dar e clar că nu au fost eficienți. Da? Și e clar că în momentul în care, de exemplu, Nefromed, un proiect pornit în perioada în care doamna Arcan conducea Consiliul Județean. 2012-2016, un proiect a ajuns chiar într-o proporție de 60-70%, însă au fost foarte multe probleme acolo ce înseamnă, pe tot ceea ce înseamnă zona juridică. Dacă făceai un pas mai departe, se găseau oameni de bună credință și contrazic, au fost probleme pe zone de interese ale grupurilor de interese din zona spitalului. Și atunci se inventau tot felul de pretexte juridice. Cunoașteți foarte, deci ca foarte să, bine situația. Să le spunem pe aia dreaptă. Păi, că asta deja este realitatea. Pentru că multora nu le convenea să poți să demarezi acel proiect și când considerau că proiectul prinde contur, se găseau oameni de bună credință să mai introducă un proces, să te dea în instanță, să fie litigii juridice și aici fac o mărturisire aici, nu ai nicio legătură cu campania. Mă pregăteam să scriu o carte despre acest lucru. De ce? Pentru că am toate documentele de la început până acum, din momentul în care au venit cei de la Nefromed, care atunci aveau o denumire alta, noi vrem să facem noi dializa. Ok, faceți dializa. Cum o facem? Păi să vedem, ne-ar conveni să o facem în spital. De ce v-ar conveni să faceți spital? Păi ca să vedeți că aici avem ce trebuie, vine lumea, salvare, acces, etc. Bun, și ce ar trebui să facem pentru asta? Păi să vedem. Și a început. Păi să vedem. Trebuie să faceți ceva și pentru spital. Păi ce să facem? Uite, o sală de operații. Dar să o facem în așa fel încât să aibă acces la ea și, mă rog, și aia și aia. Și de aici a început o întreagă poveste. A rămas proiectul ăsta, s-a semnat contractul, pot să vă spun și cine l-a semnat și cine era din partea spitalului. Culmea că cel care a semnat din partea spitalului s-a dovedit mult mai târziu ca fiind un om extrem de întreprinzător cu pacienții, pe banii pacienților în spital. A avut și probleme de genul ăsta, nici nu mai știu dacă mai lucrează în spital acum. Adică nimeni nu mai vrea să știe ce s-a întâmplat atunci și de ce purcoiul ăla de bani care a venit de la Nefromed a stat nefolosit atâta timp. Da. Nu mai vorbim acum de interesele din cauza Nefromedului, probabil în proporție de 60-70%, nu mai avem managerul care a câștigat concursul la spital și a plecat. Lucrurile astea arată că acolo este o adevărată, eu îi spun mafie, că nu mă feresc. Și cei care s-au ocupat de spital în a-i pune bețe în roate, ar trebui să răspundă.
așa cum cine spunea așa, penal, moral și din toate punctele de vedere. Da. Eu cred că timpul va dovedi ceea ce spunem noi acum, că am avut dreptate, pentru că de-a lungul timpului s-au perendat foarte mulți manageri incompetenți, oameni care nu aveau nicio treabă cu sistemul sanitar, oameni care nu au condus niciodată nimic și ne-am trezit că au aceste îndeletniciri să conducă Spitalul Județean de Urgență și de aceea ne aflăm aici. Nu a fost o mână de fier acolo ca să țină frâiele Spitalului Județean de Urgență. Incredibil. Și dacă cineva care a reprezentat Consiliul Județean a încercat să facă lucruri, uitați-vă că nu a fost bun. Atunci când vrei să spui lucruri bune, nu ești bun. Atunci când vrei să spui un adevăr și vrei să iei taurul de coarne, cum se spune pe românește, nu ești bun. Înseamnă că există acea, cum ați spus dumneavoastră, mafie. Familie. Așa. Și se dorește acest lucru, dar este păcat că tot cetățenii din județul Neamț suferă în acest sens. Tragedia cea mai mare este că avem 5 săli de operație, gata 90% cu spațiu baric, cu tot ceea ce trebuie și care nu poate fi utilizat până la urmă pentru pacienții și care se operează. Și asta nu de astăzi. Asta nu de astăzi. Le avem deja de 5 ani. Și stau acolo din cauza intereselor și încăpățânării unor indivizi care au spus, nu, domnule, nu se poate așa, că eu vreau altceva. Și li s-a permis să stea acolo, să facă lucrurile astea și bolnavii din Neamț nu pot beneficia de aceste lucruri care sunt aproape gata. Aproape gata. Și nici medicii nu se pot folosi de aparatura modernă, nu pot să-și pună în valoare ceea ce au învățat de-a lungul timpului și pacienții deopotrivă sunt cei care suferă. Da, mai avem 3 minute. Ce alte puncte din program ați dori să le scoateți în evidență astăzi? Ceea ce ne interesează pe noi ca formațiune politică și ca proiectul nostru politic să fie pus în aplicare și un proiect viabil pe care noi cu toții am lucrat la el este turismul din județul Neamț. Avem o zonă încărcată de istorie, de tradiție, de cultură, de spiritualitate. Avem zone nefructificate, zone nepuse în valoare, pentru că și aici, în acest domeniu, a fost o delăsare și o neimplicare a autorităților locale. Este păcat că zona noastră este atât de frumoasă și noi nu putem să atragem turiștii, nu putem să atragem fonduri europene, nu ne putem să ne vindem marfa, cum se spune, ca să putem să avem venituri și în acest sens. Avem un proiect măreț despre care Cătălin... Da, o să vorbim data viitoare, că nu avem timp 3 minute. Te rog, măcar prezintă. În linii mari, cu cheile Bicazului, avem un proiect îndrăzneț și suntem siguri că va prinde contur în cazul în care noi vom reprezenta instituția Consiliului Județean. Da, vorbim despre turism activ, vorbim despre, este din punctul meu de vedere și al echipei Pro România viitorul în ceea ce înseamnă turismul în județul Neamț, iar în ceea ce privește cheile Bicazului vorbim despre o amenajare cu o zonă de promenadă, cu un lift exterior, cu piste de biciclete, adică zona cheilor Bicazului trebuie să devină mai mult decât o zonă de supraviețuire a turiștilor, adică ceea ce este în momentul acesta, unde oamenii trebuie să ferească de autocare și autocarele de oameni. Adevărul este că acolo în momentul acesta sunt 3 puncte în care este foarte, foarte greu. Și ca șofer și ca turist, ca ce doriți dumneavoastră. Nu s-a făcut nimic în zona respectivă. Nimic, absolut. Bine, probabil că motivația era că nu se știa cui sunt cheile Bicazului. Eu știu dosarul foarte bine, am și lucrat la el. Nu e cazul, vă spun că nu este cazul. Așa și glumeam, evident. Într-adevăr, acolo se simte nevoia unui plan de dezvoltare care să nu cuprindă strict doar zona cheilor Bicazului, pentru că putem să ne ducem și spre zona cealaltă, spre zona Dămucului, putem să gândim... Bicăjelul, zona Trei Fântâni, exact. Absolut. Se poate crea o zonă de absolut interes pentru Neamț. Să atragi turistul, da.
Doamna Emilia Arcan, sunteți candidatul la Consiliul Județean. Vă rog să faceți dumneavoastră încheierea la această emisiune. Eu o să spun după aceea doar la revedere. Da, pe 27 septembrie rog pe toți cetățenii din județul Neamț să meargă la vot, pentru că trebuie să dăm votul celor care merită. Paleta electorală, oferta electorală este una extrem de largă. Dumneavoastră sunteți cei care veți hotărâ cine să vă reprezinte pentru următoarea perioadă de 4 ani la Consiliul Județean. Eu sunt Emilia Arcan, candidez pentru funcția de președinte la Consiliul Județean din partea Partidului Pro-România. Ne găsiți pe poziția 2 pe buletinul de vot, dar cel mai simplu este că trebuie să urmăriți sigla Pro-România. Ne găsiți pe poziția 2 în partea de dreapta sus. Și atât pe mine la președinția Consiliului Județean, cât și pe colegii mei candidați la funcția de consilier județean. Nu ezitați, nu lăsați să decide altcineva pentru dumneavoastră. Este bine să mergeți la vot, pentru că votul fiecăruia dintre dumneavoastră contează. Noi suntem Pro-România, vă rugăm, acordați-ne încredere și vă vom reprezenta cu cinste, onoare, că este foarte important în ziua de astăzi să fii un om cinstit, să fii un om corect, să nu ai dosare penale și să reprezinți o instituție a statului. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu toții la vot. Vă mulțumesc și eu pentru participare și oameni buni, luăm o pauză de câteva minute, după care revenim cu alți invitați. Cele bune, la revedere dumneavoastră și ne întâlnim cu telespectatorii. Mulțumim. Mulțumim și noi.